Astăzi vă invit, dragii mei, să vorbim despre un subiect destul de interesant, zic eu, și anume despre legătura dintre organele corpului uman și emoții. De această dată facem referire la stomac. Stomacul este atașat emoțional de mâncare, iubire, afecțiune, supraviețuire, recompensă și mamă. Ne înlocuim nevoia de afecțiune și iubire cu hrană în momente de pierdere, separare sau moarte, sau pentru a atenua stresul economic sau material și așa mai departe. Problemele de stomac sunt adesea asociate cu pâinea de fiecare zi, adică cele care afectează aspectele materiale ale vieții, fie locul de muncă, fie emoțional. Ne spune că suntem tulburați și nesiguri pentru că avem dificultăți în a controla lumea materială. Ne îngrijorează greutățile financiare, profesionale, școlare, judiciare și continuăm să ne întoarcem într-un mod obsesiv deoarece avem multă anxietate cu privire la viitor. Cum să ne ajutăm stomacul să se vindece emoțional? Înainte de toate, trebuie să fim conștienți de sentimentele noastre când ceea ce se întâmplă în viața noastră este greu de digerat. Durerea de stomac este un bun indicator că ceva indigerabil marchează acel moment din viața noastră sau ne transportă la o experiență anterioară asociată prezentului și de care trebuie să ne vindecăm. Nu trebuie să suportăm ceva cu care nu suntem de acord, mușcându-ne limba și cuvintele pe care le-am spune în acel moment. Nu trebuie să înghițim relațiile toxice de teama de a nu le dezamăgi sau de teama de vinovăție. Trebuie să stăm departe de cei care nu ne fac viața fericită. Dacă există o enervare indigerabilă în viața noastră, trebuie să luăm una dintre cărările care se aliniază cel mai mult cu scopul nostru în viață, nu trebuie să stăm prea mult în nehotărâre. De asemenea, senzația de gol în stomac ne vorbește de nemulțumire existențială. Așadar, trebuie evitată autoînșelarea și trebuie să verificăm cu atenție, cu sinceritate, toate domeniile din viața noastră care sunt neglijate. Greața repetitivă ne vorbește de asemenea de neîncredere excesivă. Din experiențele trecute, ar fi trebuit să învățăm să ne apărăm de ceea ce este în jurul nostru, dar mai ales de ceea ce este excesiv. Frica se vindecă cu o doză de încredere și de confruntare. Cam atât pentru astăzi, dragii mei, în speranța că materialul v-a fost de folos și v-a adus informații utile, Florina vă dorește toate cele bune și vă invită să rămâneți pe canalul de YouTube Florina Vlogs până la un nou material. Numai bine tuturor!